A venit ambasadorul Israelului la biroul meu de la Parlament, și am avut o discuție de la egal la egal, cum ar trebui să avem cu toți diplomații externi. Ați mai avut și cu alții diplomați? Am avut și cu alții. Pentru că asta s-a a, -a, văzut cel mai puternic în presă. Sunt George Simion se întâlnește indivizi... cu ambasadorul Israelului. Sunt niște indivizi ignoranți, sunt niște indivizi gata să acuze România pentru propriile interese că este o țară antisemită. Este vorba de niște oameni mici care s-ar vinde și pe ei și s-au vândut și pe ei ca să parvină. Noi nu facem așa ceva. Sigur că avem o relație bună cu o parte din politicienii din Israel. După cum avem o relație bună cu o parte din politicienii din Statele Unite și cu o parte din politicienii din țările din Uniunea Europeană, și diplomații respectivelor state trebuie să ne cunoască și să întrețină această relație bună pe care noi, conducătorii actuali sau viitori ai țărilor respective, le cultivăm. Asta este rolul diplomației, așa că faptul că ne-am văzut cu ambasadorul Israelului este un lucru normal.